Bună ziua! La mulți ani! La mulți ani pe anul ăsta, că am impresia că n-am făcut niciun video face-to-face anul acesta, din multe considerente. Ba, am avut accident, ba, am fost răcită, ba, nu aveam părul suficient de aranjat. Nici acum nu cred că este, dar sunt niște șuvițe făcute, nu mai știu de cât timp. Dar care vor fi schimbate? Dragii mei, sunt Arotela, după cum știți, unii dintre voi. Am venit cu acest video ca și răspuns la acei dragi ascultători care au spus că sunt deschiși să mă asculte în legătură cu canalizările pe care le-am avut în ultimile zile. Dar înainte să vă explic de ce nu pot acum să fac acest video, aș vrea să vă întreb pe unii dintre voi. De ce vă este frică de război? De ce? Întreb oameni maturi, cu familii, majoritatea, pentru că familia face parte din cea mai simplă cale de manifestare a umanității, da? De manifestare și de perpetuare, evident. Dar nu e vorba doar de familie, nu e vorba doar de asta. Războaie sunt, au fost și vor mai fi și va fi un foarte special. Dar întrebarea este de ce vă este frică de război? De ce vă lăsați? Și în primul rând așteptați unii dintre voi, sau poate nu voi cei care ascultați, poate cei care au lansat răspunsul nici nu mai urmăresc. Unii au, v-am spus, au comentat ce ne vorbești despre dragoste, mai facem etalări, la la la, când e război, vai, vin bombele peste noi. Ei și ce? Ei și ce? Până la urmă? Cum am spus și la etalarea anterioară, adică ce am făcut ieri, Titanicul s-a scufundat cu muzica mergând. De ce? Ca să cei care nu reușesc, n-au reușit să se salveze, să moară într-o vibrație înaltă. Pentru ca trecerea să se facă în dragoste, în speranță, în credință și nu în frică. Pentru că dacă trecerea se face în frică, s-ar putea să mai stai mult până te ridici în alte dimensiuni. Frica te menține în vibrații joase. Și atunci și reîncarnarea și ce mai este și ce o mai fi, sunt multe variante, nu stau acum să le comentez, se vor manifesta la vibrații joase, la niveluri joase. Așadar, războaie sunt, vor fi și vor mai fi. Sau cel puțin unul special tot va fi, au fost. Dacă n-ați trăit în această viață, au trăit părinții voștri, părinții mei, mama, a trăit războiul. Am o mamă care m-a născut mai târziu. Bine, nu sunt nicio foarte tânără, dar totuși m-a născut destul de târziu. Slavă Domnului că încă trăiește, mulțumesc, Doamne. Tata nu mai este. Dar au trăit război și au povestit. Și am învățat. Eu zic că am învățat. Poate că alții n-au învățat. Și bunicii au trăit războaiele lor. Și au trecut prin ele și au povestit. Și chiar dacă n-ați înțeles din poveștile părinților, bunicilor despre războaie din romane, chiar dacă n-ați înțeles, dragii mei, ați pierdut oameni dragi de-a lungul vieții. Toți, majoritatea. În momentul în care pierzi un om foarte drag, începi și te întrebi, dacă nu te-ai întrebat până atunci, natura ta filozofică nu s-a trezit, căutările tale spirituale nu au fost declanșate, măcar când pierzi un om foarte drag, începi și îți pui întrebare, viață, moarte. De ce există? Sunt două mari mistere, mai sunt și altele, dar mistere, viață și moarte. Trăiești pe moartea și renașterea. Și te întrebi, de ce ești pe pământ, ce faci, cum îți trăiești viața? În regrete, în lacrimi, în încrâncenări sau altfel? Acum, e un moment în care trebuie să te întrebi, totuși, cum vrei să trăiești viața? Dacă vrei să vă trăiești viața în frică, e alegerea voastră. Eu nu vă stimulez această alegere, nici nu vă sugerez. Dacă vreți să trăiți în dragoste, în speranță, în credință, asta încer prin tot ce fac pe acest canal. Știți bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Și pacea este interioară.
Acum, afară de conflictele care sunt, să zic la nivel național sau internațional, bine. Dragii mei, cei care ați ales o cale spirituală, cu câte lupte sau prin câte lupte ați trecut ca să alegeți această cale spirituală? Nu contează, nu mă refer acum unde sunteți în această călătorie. Dar prin câte lupte, bătălii interne și externe. Și dacă n-ați ales încă această cale spirituală, vorbiți cu un călugăr să vă spună prin câte a trecut până a ales să se izoleze, să înceapă să se roage și să manifeste călătoria sa spirituală. Eu am vorbit înainte. Dar cu mulți ani, cu călugări, îmi plăcea foarte mult să vorbesc cu ei și îmi povesteau din ce familie venea. Faptul că cineva este spiritual nu înseamnă că vine dintr-o familie spirituală. Adesea vine dintr-o familie conflictuală. Și toate încercările prin care trece îl trezește. Pe el. Ceilalți rămân adormiți. Pe el, pe ea. Sunt multe de povestit. Aș vrea să pun, nu știu, dacă prin lumina cred că se creează altfel de umbre. Sunt multe motive și multe momente în care ar trebui să ne întrebăm despre viața noastră, cum vrem să o trăim. Și să nu ne mai sperie ce se întâmplă în jurul nostru. În plus, dragii mei, că tot vorbim despre personajele din jurul unora dintre voi, cei care ați trăit și v-ați eliberat de un narcisist, o narcisistă. E ca și când ați fi trăit al doilea, al treilea război mondial. Și știu ce zic. Că și eu am trăit. Și m-am eliberat. Eliberarea e foarte grea. Dar și traiul este foarte greu, pentru că nu vezi, nu înțelegi. Te lași manipulat de mass media sau de narcisist. Sau de tradiții. Sau de acele avertizări. Vai să nu te disparți pentru că va vorbi lumea. Stai acolo. De ce să fii fericit, dragă? Că nici noi n-am fost fericiți. Alte chestiune. De ce? E o pasiune trecătoare. Da? Și stai față în față cu flacăra ta geamănă. O pasiune trecătoare. Lasă. Fă-te că plouă. Abține-te. Să vezi ce iese și asta e. Da, căsătoria. În fine, asta e. De ce vă îngrijorați? Nu vă mai îngrijorați. Îngrijorați-vă de sufletul vostru. De acela trebuie să vă îngrijorați, de acela trebuie să aveți grijă, pe acela trebuie să-l protejați. Mai presus de orice. Chiar mai presus, chiar dacă comentați. Chiar mai presus de copiii voștri sau de părinții voștri sau de oamenii dragi. Pentru că sufletul este al vostru. Asta este moștenirea voastră de care trebuie să aveți grijă. Cine încearcă să atenteze la această moștenire prin manipulări, prin diferite alte tehnici, în fine. Pentru că și copiii pot să facă rău, și părinții pot să facă rău. Nu s-a născut nimeni, nici părinte, nici copil. Și în familia fizică avem multe karme, multe de plătit. Iar e o discuție mai lungă. Dar să revin la subiectul acesta. De ce vă e frică de război? O să vină momente în care o să vă doriți bomba aia despre care se vorbește prin spațiile publice, da? Mass media, da? Încă n-a început Armagedonul. Așa că curați-vă de ce aveți. În plus, dragii mei, măcar de când a fost mare avertizare, de când a picat catedrala Notre-Dame, ar fi trebuit să înțelegeți că suntem de mii de ani, de zeci de mii de ani într-un război spiritual nevăzut. Unor simțit de unii dintre noi. Majoritatea n-au văzut, n-au știut. Au căzut. Acum încep să se trezească. Și știu ce înseamnă război spiritual. Bine, războaiele care s-au manifestat în fizic sunt, cum să zic, cum era expresie de asta românească, frecție, așa, la picior de lemn, ceva de genul ăsta. Războaiele umane și nu se compară cu războaiele spirituale. Dar iar e un alt subiect despre care ar trebui discutat. În fine. Dragii mei, am o dedicație. Spike. Lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi BMW-ul ăla? E al meu. Acum, tarotela, trebuie un duplex. Lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi arhanghelul ăla? E al meu. Cineva sună. Ia să.